Bună ziua, dragilor! Sunt Marian și în acest tutorial mi-am propus să vă explic cum puteți realiza un video interactiv pe baza materialului pe care l-ați încărcat în platforma Edpuzzle și cum puteți transmite această resursă către elevii din clasa virtuală. Pentru început, va trebui să folosiți butonul Adaugă conținut. Aveți mai multe opțiuni aici. Prima dintre ele descoperă conținut video. Efectiv, vă duce la o bibliotecă de conținut video din comunitatea Edpuzzle Community. Sunt multe materiale video pe care le puteți prelua de aici, le puteți edita. Ele deja sunt editate, dar puteți să le reeditați voi pentru că sunt publice. A doua opțiune, My School, din școala mea, dacă ați mai multe cadre didactice din școală asociate pe contul respectiv, se pot vizualiza și folosi toate materialele încărcate de celelalte cadre didactice, inclusiv materialele tale, și materiale de pe YouTube. Deci acestea ar fi cele trei opțiuni prin care puteți prelua materiale create de voi sau create de alții. A doua opțiune este să încarci un video, upload video. Asta presupune că va trebui să încarci din dispozitivul tău sau de pe Google Drive un material video creat de tine sau descărcat în prealabil de pe alte platforme în dispozitiv și preluat după aceea și încărcat în platformă. Eu am să alege un fișier și va trebui pur și simplu să mergeți în calculator să vă căutați materialul care vă interesează. Eu am încărcat deja un material în platformă pentru a nu mai pierde timpul să încărcăm acum când facem un demo. Deci aceasta ar fi a doua posibilitate. A treia posibilitate, record video. Pur și simplu, ți se oferă posibilitatea de a te înregistra pe tine, cel care lucrezi, alături de întreg ecranul calculatorului pentru a realiza un material video, folosind, evident, camera web a laptopului sau camera web a calculatorului. Și ultima opțiune, să creezi pentru elevii tăi proiecte unde ei să încarce materialele video. Deci acestea sunt opțiunile pe care le aveți pentru încărcarea materialului. După ce ați încărcat materialul, să presupunem că ați folosit Upload Video și ați încărcat materialul, îl veți găsi în conținutul meu. Aici. Eu am aici ultimul material încărcat, leul și șoricelul. Pe baza opțiunii adaug conținut Upload Video. L-am descărcat de pe o platformă de pe net și l-am încărcat după aceea în această platformă pentru a da interactivitate materialului video. Cum editez materialul video? Pur și simplu din conținutul meu selectez materialul și aveți în partea dreaptă sus mai multe meniuri. Să îl transmiți către clasă pentru a fi lucrat, să-l editezi și acesta ne interesează pe noi, să faci un preview, să stabilești dacă materialul este public sau privat și la cele trei puncte să-l faci un duplicat, să-l muți într-un folder pe care îl creezi anterior, l-ai creat anterior sau să îl ștergi. Pentru ce ne interesează pe noi, vom merge la edit. Observați că va apare materialul vostru, va apare butonul de start, timpul unde se află cu redarea la un moment dat și aici este pur și simplu aveți bara cu materialul video.
Vedeți? Puteți să tăiați din material, puteți să scindați materialul dacă doriți. Am spus că dorim să îi dăm interactivitate. În partea de sus aveți trei meniuri. Cut, putem să tăiem din el. Voice over, să adaugi vocea ta peste materialul respectiv. Sau să adaugi întrebări. La aceasta am să mă opresc eu. Cum adăugăm întrebări? Vedeți că aveți două tipuri de întrebări și încă un instrument pentru adăugarea de note. Pornim materialul. Și în momentul în care dorim să adăugăm una dintre aceste opțiuni, pur și simplu apăsăm pe opțiunea respectivă. Aici să presupunem că dorim să adăugăm o notă pe material. Aveți un mic editor pentru ceea ce veți scrie. Și o să spunem titlul poveștii este Leul și șoricelul. Leul și șoricelul. Șoricelul. Dacă doriți să adăugați și un fișier audio, pur și simplu folosiți microfonul și vă înregistrați și se adaugă un fișier audio. Dacă doriți să îl editați puțin, puteți să-l îngroșați, să-l subliniați, să-l înclinați, da, să adăugați indice, exponent indice, să adăugați un link, să adăugați o fotografie sau, mă rog, dacă doriți să inserați o ecuație. Dacă considerați că ați terminat ceea ce era cu acest moment, apăsați pe butonul Save. Vedeți, în momentul în care ajunge la secunda 21, materialul se oprește și oferă nota respectivă. Dorim să facem editare, folosim creionul sau, dacă dorim să ștergem, folosim coșul de gunoi. Am să dau continuu. Dacă nu voi găsi ceva curând în această săptămână, mea familie iarăși va adormi încometată, ce o să mă fac? Șoricelul? O să pun o întrebare aici. De ce? Deci, sau care este motivul? Care este motivul pe care șoricelului în păcure? Am pus întrebare, iar jos va trebui să scriu variante de răspuns. Se caute mâncare. Mâncare pentru familie. O variantă, a doua variantă. Să se plimbe. Nu mai doresc alte variante, folosesc butonul acesta cu plus. Să se joace. Am scris variantele, dar va trebui să setez varianta de răspuns corect pentru ca sistemul să aibă cu ce să compare răspunsul pe care l-au dat elevii. Am selectat varianta. Dacă doresc ca alături de, în momentul în care dau un răspuns corect, să le apară și un feedback, merg la butonul feedback, fie scriu ceva, fie dacă doresc, pot să încarc o poză. Pot să spun bravo. Corect. Sau pot să încarc și o fotografie. Am terminat și această sarcină. Mergem mai departe. Save. Vedeți, în momentul în care a ajuns la secunda 31, apare întrebarea și variantele de răspuns. Aici este din perspectiva
cadrului didactic. Elevul pur și simplu o să vadă decât variantele de răspuns. Vreau să merg mai departe, dau continuu. acolo, mergând oriunde duceau pași. Însă, prin neatenție, nu a luat în seamă încotro se îndrepta. Și cum Vreau mergea un răspuns repede la o deschis. podătură, s-a ciocnit. Ce credeți că îi se întâmplă șoricelului? E, în momentul în care o să scrieți o întrebare cu răspuns deschis, platforma nu va nota automat cu punctaj răspunsul respectiv. Acest lucru va trebui să-l faceți voi după ce elevul termină tot materialul de parcurs și de răspuns la întrebări. Cum veți face acest lucru? O să vedeți imediat intrând pe material, pe răspunsul respectiv și acordându-i punctajul. Deci la întrebările cu răspuns deschis, elevul nu primește punctajul de prima dată, ci va trebui să-l acordați voi. Încă un lucru foarte important, permite răspuns audio. Dacă bifați această variantă, elevul poate să-și dea răspuns și înscris la această întrebare deschisă, dar poate să și înregistreze un răspuns audio pe care tu îl vei auzi în momentul în care te uiți peste ceea ce a lucrat elevul. Apăsăm butonul Save. Observați, a ajuns la secunda 44, video se oprește și așteaptă ca elevul să dea răspunsul. Mare atenție, în momentul în care setați contul, să alegeți opțiunea prin care elevul este blocat să treacă peste material fără a rezolva fiecare sarcină de învățare în parte. În partea stângă vedeți că sunt sarcini de lucru pe care le-ați adăugat. În felul acesta putem să mergem pe material până la minutul 7:40. Când considerați că ați terminat, folosiți opțiunea Finish și materialul este gata. Puteți să-l verificați din partea de jos. Observați pe bara aceasta la punte cele trei sarcini pe care le-am adăugat. Fost odată ca niciodată un șoricel cu care a plecat departe în pădurea deasă ca să caute de aleguri pentru familia sa. A ajuns la nota pe care am introdus-o, s-a oprit. Pot să discut cu copiii pe marginea ceea ce s-a vizualizat până acum. Să revadă, să sară sau să continue. Dacă nu voi găsi ceva curând în seara aceasta, sărmana mea familie iarăși va adormi înfometată, ce o să mă fac? Șoricelul a ajuns la următoarea sarcină de lucru, care este motivul. Am scris greșit aici, o să facem modificare imediat. Motivul plecării șoricelui în pădure. Să caute mâncare pentru familie, să se plimbe, să caute. Ia să vedem. Submit. Corect. Primește și feedback-ul și punctajul aferent. Pot Continuă. căuta de aleguri aici, pe Și acolo, în felul mergând acesta oriunde se ducea va pași. parcurge Însă, prin tot neatenție, nu a materialul. luat în seamă încotro se îndrepta. Să mă opresc. Am spus că avem aici ceva de editat. Edităm. Greșisem aici. Motivul. E bine că am făcut greșeala, neintenționat, dar să vedeți cum se poate face și edita. Finish din nou. Bun. Am terminat cu materialul, am ajuns la cap. Vrem să-l transmitem către clasă. Folosim butonul Assign. Ok. Când vrem să pornească materialul? Astăzi la ora 12. Până la ce dată?
pot să setez o dată până la care să fie activ. Sau pot să las fără o dată. Și despre ceea ce vă vorbeam eu, să preveniți faptul ca elevul să nu poată sări peste sarcinile de lucru, să dea pe bara de derulare, să treacă mai repede peste un material, adică un material care se parcurge în mod normal în 10 minute, să-l parcurgă în 2 minute. De aici puteți să preveniți acest lucru. La ce clasă dăm materialul? Păi, la clasa pregătitoare pe care o am eu sau la clasa cred pe care am făcut-o noi ca probă? Pot să-l dau la această clasă sau pot să-l dau la ambele clase. Aici vedeți că aveam la clasa cred eu o clasă creată pe Open. La clasa pregătitoare e o clasă creată pe sistem clasic și în acest mod mi se permite să dăm testul la toată clasa sau la anumiți copii din clasă. În felul acesta putem să facem și o diferențiere a sarcinilor de învățare pe care le dăm către elevi. Eu am să las pe clasa cred, iar în partea de jos avem butonul de transmitere pentru evaluare. Apăs pe el și în acest moment materialul a fost trimis către ele. Aici este unul dintre conturile, unul dintre elevii care au fost asociați la clasă. Am intrat pe contul lui și observați că i-a apărut evaluarea respectivă. Tot ce are el de făcut este să intre pe material și să încerce să rezolve. Cum? Apăsă pe buton. Aici este din perspectiva elevului. Dacă observați că nu are posibilitatea, e blocat. Ok. Nu are posibilitatea să meargă mai departe. Decât dacă parcurge tot materialul. A ajuns la primul moment. Nota pe care am introdus-o. Dacă nu voi găsi ceva curând în seara aceasta, sărmana mea familie iarăși va adormi în fometată, ce o să mă fac? Și oameni ce în urmă? Să facem și ceva greșit, să se joace. Vedeți? Aici apare tot cu... Trebuie să retrimit materialul, că apare necorectat, dar nu e o problemă aceasta. Tot căuta de aleguri de aici, pe acolo. Apare în roșii punctul respectiv, înseamnă că acolo s-a greșit. Și cum mergea? Repede, la o poditură s-a ciocnit. Ce credeți că îi se întâmplă? Haideți să scriem și aici ceva. Se rătăcește. Se rătăcește. Sau, vedeți, poate să dea și un răspuns audio. Să folosim și această variantă. Șoriceul se rătăcește. Am oprit. I-am dat submit. Continuăm. Domnii de ceva mare și auriu. Și în felul acesta, elevul poate să parcurgă tot materialul. Am părăsit clasa respectivă. Ne întoarcem la evaluarea noastră. Observați că apare aici că ar fi un răspuns primit de la elevul respectiv. Sebi, dacă o să facem click, o să vedem și răspunsurile pe care el le-a dat. Observați, la prima, unde a greșit, pot să mă acord eu al punctaj dacă doresc sau pot să-i dau un comentariu. Revez materialul. Materialul. Închis. Iar la întrebarea deschisă se înregistrează, este inclusiv răspunsul dat de el, audio. Șoricelul se rătăcește.
Da? Și răspunsul pe care l-a dat în scris, vedeți că nu i s-a acordat punctaj, punctajul îl pot acorda eu. Și pot să fac și aici un comentariu. După care mă întorc, observați, 50 de puncte din 100, cât a parcurs video din material, ați observat că eu n-am stat în numele regulilor să parcurg tot materialul, câte răspunsuri corecte, cât timp a parcurs. Bun. Am intrat din nou aici. Dacă fac click, iar observ cât a parcurs, ce punctaj a obținut, când l-a terminat, dacă a transmis că a terminat testul. Cam așa stau lucrurile cu platforma Edpuzzle. Dragilor, v-am demonstrat și cum se transformă un video într-un material interactiv și cum puteți să-l transmiteți către elevi și v-am prezentat și perspectiva elevului asupra materialului respectiv. Vă doresc mult spor în realizarea unor resurse în felul acesta și vă salut cu drag, Marian.